În perioada 31 mai 2 iunie, sub egida Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, în Suceava și în comuna Ciprian Porumbescu s-a desfășurat ediția a 3-a Festivalului European al Artelor Ciprian Porumbescu, în cadrul căruia a fost organizat și un simpozion de muzicologie, cu lansarea volumelor 2 și 3 din trilogia muzicologică Ciprian Porumbescu Necunoscut, dar și două recitaluri camerale extraordinare susținute de pianista Doina Grigore și de violonistul Lucian Reuț, de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Festivalul European al Artelor Ciprian Porumbescu a inclus și un spectacol folcloric și coral, care a reunit ansambluri profesioniste și de amatori din județele din țară, dar și din regiunea Cernăuți. Duminică după amiază, pe scena din curtea Muzeului Memorial Ciprian Porumbescu din Stupca, în cadrul spectacolului folcloric și coral, alături de corala parohiei Sfânta Vineri, corala academica din Câmpul Lung Moldovenesc, grupul folcloric Dor de la Moara, ansamblul Teodor Burada al Universității de Arte George Enescu din Iași, au evoluat și colectivele Centrului Bucovenean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți, soliștii grupului folcloric Perla, grupul vocal folcloric Țărâncuța din satul Marșanț, raionul Noua Sulița și corul Codrii Cozminului din satul Hrușeuț, raionul Hliboca. Bădule, nu-ți mai poate frică, a încheiat evoluția artiștilor din regiunea Cernăuți cu o cunună de melodii populare ucrainene și un fragment din obiceiul de nuntă bucovineană, Teatrul de Folclor Oberic din Zastavna, care de asemenea a fost invitat să participe la această acțiune culturală de amploare în cadrul proiectului transfrontalier Depășind Frontiere, dezvoltarea turismului montan, implementat de organizație non-guvernamentală Centrul de Afaceri din Cernăuți. A încheiat spectacolul ca de obicei cu un recital extraordinar ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava.